Europa spune că vom reduce dozele de, sau trebuie să reducem dozele de produse de protecție a plantelor. Trebuie să reducem dozele de azot, trebuie să reducem amprenta de carbon. În conglomeratul ăsta de măsuri, dacă vrei, de reduceri, de tăieri, unde vezi apa de irigat? Apa de ieri, scuză-mă, apa pentru erbicidat. Totalmente. Ne Da. uităm noi la calitatea apei pentru tratamente? Păi, trebuie să ne uităm dacă vrem să sporim eficacitatea produselor de protecție a plantelor. Trebuie să ne uităm acolo. Dacă ai o fermă ceva mai mică și nu poți să justifici un echipament de tratat autopropulsat, care e foarte greu de amortizat, Da. și vrei totuși randament mai mare zilnic cu echipamentul tractat pe care l-ai tu, trebuie să te uiți la reducerea normei de soluție. Nu poți să reduci norma de soluție fără să tratezi apa, în primul rând demineralizare și în al doilea rând adjuvanți. Se poate face astfel încât cu un echipament cu care făceai 100 de hectare să faci 150. Cred că e o discuție pe care în viitor, în Mai e tot o... mixul ăsta, va trebui să o privim cu mult mai multă Bineînțeles. atenție. Și mai este un, mai e o verigă tehnologică în creștere, în care trebuie neapărat să ne uităm la apă cu mare atenție. Dar trebuie să ne uităm un pic și la chimie, astfel încât companiile ar trebui să inventeze o etichetă care să ne spună sau nu dacă un produs poate fi aplicat în doze foarte mici. Mă refer la drone. Drone. Deci dronele în momentul ăsta au un pic de reticență din cauza că aplică norme de genul 3, 5, 7, 10 litri la hectar. Foarte mici. Și aici trebuie să vină producătorul de chimie și de știință și să ne dea recomandări astfel încât să nu bâșbâim pe banii noștri Da, și pentru că pe e o știința poveste noastră. inginerește. Este foarte complicat să înțelegi cum 10.000 de metri pătrați sau 7-800 de mii de plante pot avea acces la o cantitate suficientă de fungicid, erbicid, insecticid, dacă Da, vrei, asta e o astfel încât direcție. gândește-te la 10 litri pe hectar sau la 8 litri pe hectar. Sigur. E la ora actuală pentru mulți e de noaptea minții și atunci nu poate să iasă. Băi, Poate trebuie schimbate formulările, nu mă. cea mai rapidă cale de PPP-uri și-ar orienta testarea și dezvoltarea în direcția asta, astfel încât să spună, produsul ăsta se pretează pentru doze mici, ăsta nu se pretează pentru doze mici. Logic și din cât știm noi până acum, e normal că te-ai gândit doar la produse sistemice pentru doze mici. Acolo unde mizezi pe contact, e clar că trebuie să Da, dai dar norme vorbim mari. și de concentrații, pentru că atunci va trebui să lucrăm. Concentrații, dispersie, Da. ce fel de moleculă e suficientă? Da, e lungă discuția. Dar cred că demineralizarea apei își are locul și acolo. Din fericire, Pentru că avem câteva exemple foarte bune. o dronă poate să completeze un echipament tractat într-o fermă care, din nou, un echipament autopropulsat e 350.000 de euro, A fost 400.000-500.000. 350. Da, a fost 350. Deci. Poate că o dronă bună poate să coste undeva pe la 50.000 de euro. Lângă un echipament tractat care costă 50, 60, 70.000 de euro, Da, bine, poți să o vorbim vezi și de altfel. situația în care noi făcând toate lucrările astea minime și scopul nostru de a conserva apa și de a face, dacă vrei, substratul mult mai prietenos cu mediul și așa mai departe, s-ar putea să avem Da, dar nu putem să evoluăm în direcția aia decât nu, nu. împreună.